Bulangiu și nu mai poți să tac din gură Ravanelli. Ești un bulangiu care e sclavul la tot și tu cânti. Fix tu te-ai găsit, mă, să cânti de pistoale și de pizda, mătii. Fix tu te-ai găsit, mă, bulangiule. Cearta dintre cei doi artiști a început din momentul intrării lui Mâncăcapa pe arest. Rava împreună cu cei din 4226 postând pe story împreună cu Nane, exprimându-și bucuria pentru intrarea lui Mâncăcapa la închisoare. Dau la muie și ție și oricui zici că m-a bătut, fiindcă n-am jucat nici poker, nici biliard și nici barbut. Petre a revenit cu un răspuns spunând că brigada lui Mâncăcapa îi terorizează pe cei din 4226 încă din liceu. Am fost cu niște trepări în liceu și ei știu mai bine cum ne descurcam noi la școală și ce făceam. În fine, hortensiile alea și cadoiul ăla și pur mai magic, știți voi. Cearta dintre Rava și Petre Ștefan s-a intensificat când Petrica a postat o serie de story-uri cu fosta iubita lui Rava, acesta încercând să-l provoace pe artistul din 4226. A venit la scurt timp, acesta apărând pe story-ul cu Ane Bagu, fosta iubita lui Petrică. Vine la pieptul meu odată, nu vorbim, mă stau săgeată. A urmat o serie de story-uri și TikTok-uri între cele două noi cupluri, încercând să se provoace reciproc. Petre a venit cu un story în care atacă brigada 4226 și zice că îi caută de dimineață, însă nu-i găsește nicăieri, spunându-și locația și că îi așteaptă acolo. 426, că 426, n-avem cum să dăm de ei, sunt ascunși de mult. E greu rău de tot, pe bune, dacă nu mă văd, dacă nu mă joc fața ascunselea de dimineață. Dați-vă, mă, morții voștri de... Auzi, mă, că mai în Bistrița e Grigore, mă, știi, băga-mea și până la morții voștri. Păi uite, mă, tăi aici, că mă arăt mama, dar nu e, vină în tăi aici. Răspunsul lui Rava pentru acest atac a fost un live împreună cu Ane, fosta iubita lui Petre. Nu, Rava. Nu, frate. Bă, nu merge să văd gen... Câtă lume e, nu văd. Câtă lume e? 1600. Petrica a venit și cu un distrig la adresa celor din 4226. Cu coarne în cap, hatapă ne te drag. Dacă mă vede în fața ochilor, face infarct. La față alb, nu vă pun unde calb. Dar în orice ipostază, fi sigur că n-o să cad. Voi unde credeți că o să se ajungă cu această ceartă? Lăsați un comentariu mai jos cu părerea voastră.